În lume, lăutării români au milioane de fani. La noi însă, povestea lor riscă să se termine. Arta lor a supraviețuit de-a lungul timpului prin artă, dar lumea modernă și noile generații nu îi mai vor. Barbul lăutarului pe care să rămână fără urmași. Iată de ce trebuie să ne aplecăm asupra lor și astăzi, prin grija colegului de televiziune Tudor Elțone, vă prezentăm un scurt recital al tarafului din Clejani, surprins chiar la el acasă. Dar înainte de a lăsa instrumentele să vorbească, vă reamintim vorbele unui mare artist care știe mereu ce spune. Muzica lor este mai presus de tot ce am auzit până acum și sunt cei mai mari muzicieni pe care i-am ascultat vreodată. Semnat Johnny Depp.
Bine! Hai, duci, din Clejean.
Asta a fost paganismul.